Salutare, prieteni! Pe 20 mai, în anul 1875, a fost semnată la Paris Convenția Metrului, tratat prin care s-a promovat sistemul internațional de unități de măsură. Tot pe 20 mai se serbează Ziua Internațională a Metrologiei. Sistemul metric a fost conceput pentru marea masă a populației, dar și pentru ingineri, astronomi, fizicieni și alți oameni de știință care lucrau atât cu numere mari, cât și cu numere foarte mici. În minutele următoare vă invit la o lecție de matematică. Bună dimineața! Mă numesc Roxana Gogas și sunt profesoară de matematică la Colegiul Sfântul Sava. Pentru astăzi am pregătit lecția, testul 8 de antrenament propus de Ministerul Educației pentru evaluarea națională a elevilor claselor a 8-a. Astăzi vom pregăti și vom lucra partea a treia, și anume algebră, subiectul numărul 3, punctul 1. Dublul unui număr întreg n este cu 6 mai mare decât jumătatea acestui număr. Este posibil ca n să fie egal cu 8? Justificați răspunsul. Problema este foarte simplă și anume, presupunem că n este 8, dublul lui 8 este 16, deci 2 ori 8, 16, jumătatea lui 8 este 4, 16 nu este cu 6 mai mare decât 4, deci iată că numărul n nu poate fi 8, deoarece nu respectă datele problemei sau condițiile din enunțul problemei. Pentru rezolvarea acestui exercițiu, ne gândim la o ecuație algebrică și anume, dublul numărului n îl vom nota 2n, 2 ori n, va fi egal conform datelor problemei cu 6 plus jumătatea sa, adică n supra 2. Da? Sigur că pentru a simplifica ecuația aceasta vom înmulți cu 2, ceea ce ne va conduce la identitatea 4n egal cu 12 plus n, vom trece pe n în partea stângă cu semn schimbat, ceea ce vom obține în final, 4n minus n, 3n egal cu 12, ceea ce soluția va fi n egal cu 4. Da? Cine este mai departe numărul m? Deci determinați numărul m în condiția de la punctul B, al cărui pătrat este n de la punctul A. Și anume, m la a doua va fi egal cu 4. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă m este natural, atunci m este 2. Dar eu știu că atunci când am m pătrat egal cu 4 sau m pătrat egal cu un număr la pătrat, avem două soluții. Deci modul de m egal cu 2 și vom avea m egal cu plus sau minus 2. Vom merge mai departe la exercițiul numărul 2. Exercițiul numărul 2 este un exercițiu pentru calculul algebric. Calculul algebric și anume, considerăm expresia e de x, e de x, adică în variabila x, 2 înmulțit cu x plus 3, totul la pătrat, minus 2 plus x înmulțit cu x minus 2, minus 2, înmulțit cu 5x plus 7, minus 7, x este un număr real. Pentru prima cerință, avem de calculat valoarea expresiei în radical din 3 minus 1. În acest caz, observăm că radical din 3 este un număr irațional. Deci, continuăm cu calculul expresiei e de x și anume, eu știu din clasa a 7-a, când am învățat calculul algebric, avem formule de calcul prescurtat. Și aici vom avea x plus 3 la pătrat, va fi x pătrat plus 2 ori 3 ori x, ceea ce înseamnă 6x plus 9. Mai departe, termenul al doilea îl vom calcula în felul următor. 2 plus x înmulțit cu x minus 2 va fi x minus 2 înmulțit cu x minus 2, da? Deci x plus 2 înmulțit cu x minus 2 va fi diferență de pătrate și anume eu știu că a pătrat minus b pătrat este a minus b pe lângă a plus b. Așadar, vom restrânge și vom avea x pătrat minus 2 la pătrat, adică x pătrat minus 4. În final, expresia mea e de x după calcule va fi e de x egal cu x pătrat plus 2x
plus 1. Și aceasta după reducerea termenilor asemenea. În final, observ că x pătrat plus 2x plus 1 va fi un pătrat perfect, și anume x plus 1 la pătrat. După ce am calculat expresia e de x și am restrâns expresia în forma aceasta, vom înlocui x, acest argument practic sau necunoscuta x, cum spunem noi, cu radical din 3 minus 1. Așadar, vom avea în locul lui x radical din 3 minus 1 plus 1, 1 minus 1 va fi 0, deci va rămâne radical din 3 la pătrat, și radical din 3 la pătrat este radical din 3 ori radical din 3, ceea ce înseamnă radical din 3 ori 3 dedesubt, ceea ce înseamnă subradical radical din 9, care este 3. Ce am folosit? Am folosit calculul algebric, și anume formulele de calcul pe scurtat acestea, a pătrat plus 2ab plus b pătrat a plus b la pătrat și a pătrat minus 2ab plus b pătrat a minus b la pătrat. Am mai folosit faptul că radical din x la pătrat este x, sigur x mai mare sau egal cu 0, condiția, și radical din x pătrat, modul de x pentru x real. Mergem mai departe la problema următoare. Cerința este de la punctul B să se calculeze produsul acestei expresii, și anume e de minus 1 înmulțit cu e de 0, înmulțit cu e de 1, înmulțit cu e de 2, înmulțit cu e de puncte, puncte, 2021. După ce îl calculăm, observăm că acest produs are un factor 0, și anume factorul 0 ar fi, dacă x plus 1 este 0, atunci x plus 1 egal cu 0 înseamnă, îl trecem pe 1 în partea dreaptă și vom avea x egal cu minus 1. Așadar, în cazul în care iau x egal cu minus 1, e de minus 1 va fi 0. Și atunci, când un produs are un factor 0, tot acel produs va fi egal cu 0. Deci e suficient să calculez e de minus 1 și atunci produsul e de minus 1, e de 0, e de 1, puncte, puncte, e de 2021 va fi 0 înmulțit cu acest produs, ceea ce va da 0. Mai departe vom trece la problema următoare, problema 3. La problema 3 vom recapitula funcții, și anume pentru funcții eu știu că trebuie să-mi amintesc graficul funcției, când un punct aparține graficului unei funcții, care este condiția respectivă, și anume valoarea funcției în abscisa punctului egală cu ordonata punctului. Deci rețin și lucrul acesta: dacă P de coordonate A și B aparține graficului funcției, atunci valoarea funcției în abscisa punctului egală cu ordonata punctului, da? Deci F de A egal cu B. Bun. În cazul meu, la punctul A al exercițiului numărul 3, vom avea A de coordonate radical din 3 plus 3 pe 2 și radical din 3 minus 3 pe 2. Așadar, aceasta este abscisa punctului A, iar aceasta este ordonata punctului A. Deci X-A și Y-A. Da? Eu știu și mi-amintesc din clasele a 8-a că A de coordonate XA, YA, nu uit lucrul acesta, aparține graficului unei funcții dacă și numai dacă valoarea funcției în abscisa punctului va fi egală cu ordonata punctului. Deci iată că un pic ne amintim și teorie. În cazul acesta, dacă acest punct A de coordonatele date în enunțul problemei aparține graficului funcției, atunci f de radical din 3 plus 3 pe 2 va fi egal cu radical din 3 minus 3 supra 2. Așadar, mă întorc la definiția funcției, și anume funcția este definită pe domeniul de definiție R cu valori în codomeniul funcției în R, definită prin, deci relația de corespondență, f de x egal cu x minus 3. Și atunci eu înlocuiesc x cu abscisa punctului A, deci f de radical din 3 plus 3 pe 2 egal cu radical din 3 plus 3 pe 2 minus 3. Aduc la același numitor și obțin radical din 3 minus 3 pe 2. Așadar,
am arătat că punctul A aparține graficului funcției. La 3, punctul B, vom avea de demonstrat că dreapta care trece prin originea sistemului de coordonate și prin, atenție, mijlocul segmentului cu capetele în punctele de intersecție ale reprezentării geometrice a graficului funcției cu axele de coordonate, ce înseamnă axele de coordonate, o x și o y, este această dreaptă perpendiculară pe acest segment. Da? Deci eu am de demonstrat faptul că această dreaptă, da, observați, este perpendiculară pe acest segment, da? Segmentul acesta. Bun. Cum pornim sau la ce ne gândim pentru a demonstra acest lucru? Și anume, determinăm punctele întâi de intersecție ale reprezentării grafice sau ale graficului funcției cu axele de coordonate. Așadar, graficul funcției f intersectat cu OY, adică cu ordonata, egal cu punctul B de coordonate 0 și F de 0, deoarece orice punct de pe această dreaptă are abscisa 0. Și atunci e suficient să calculez valoarea funcției în 0, F de 0 egal cu 0 minus 3 egal cu minus 3, ceea ce obțin punctul B de coordonate 0 și minus 3. Și atunci, în sistemul de axe cartezian XOY, da, eu voi reprezenta acest punct, și anume 0 și minus 3 va fi 0, minus 1, minus 2, minus 3. Da? Minus 1, minus 2, minus 3. Deci îl voi reprezenta aici. Și punctul C va fi reprezentat aici, cum l-am găsit pe punctul C, care va fi pe axa OX. Mă gândesc cum fac graficul funcției intersectat cu axa OX, axa absciselor, și anume, orice punct de pe această axă, mi-amintesc eu că este un punct care are ordonata egală cu 0. Deci, f de x va fi egal cu 0, ceea ce înseamnă x minus 3 egal cu 0, deci x egal cu 3. Așadar, voi găsi punctul C de coordonate 3 și 0. Cine va fi graficul funcției? Va fi dreapta BC. Da? Observați, am scris că graficul funcției este dreapta BC și am reprezentat-o grafic. Bun. În acest desen observăm că punctul M, da, este practic punctul care se află pe BC, da? Și am demonstrat că OB, adică distanța de la O la punctul B, este de fapt de 3 unități de măsură. De ce am spus unități de măsură? Pentru că aici avem unități de măsură, deci acest segment este o unitate de măsură, da? Este unitatea etalon după care vom desena noi graficul funcției. Punctul C are coordonatele 3 și 0, deci iată că distanța de la O la C va fi tot de 3 unități de măsură. Cum? OX va fi perpendicular pe OY, pentru că așa este sistemul de axe, da? Ok. Atunci, măsura unghiului BOC va fi de 90 de grade. Deci, rezultă că triunghiul BOC este un triunghi dreptunghi isoscel. Cum? BM egal cu MC, da? Pentru că M e mijloc, atunci OM este mediană. Deci, într-un triunghi dreptunghic isoscel, OM va fi perpendicular pe BC, da? Deci cu ocazia aceasta ne amintim și proprietățile unui triunghi isoscel, da? Mediana este și bisectoare, da? Și înălțime și mediatoare, da? În cazul nostru am demonstrat că OM este perpendicular pe BC. Putem să facem așa o imagine asupra a ceea ce am rezolvat la problema a 3, și anume, ca barem vom avea, dacă demonstrăm că f de radical din 3 plus 3 pe 2 egal cu radical din 3 plus 3 pe 2 minus 3, deci dacă vom scrie această relație, vom obține un punct. Mai departe,
pentru a demonstra că punctul A aparține graficului funcției F, atunci vom mai obține încă un punct. La punctul B, dacă vom determina punctele de intersecție ale funcției cu axele de coordonate și le vom calcula corect, vom obține două puncte. Triunghiul AOB, dreptunghi chisoscel, folosind proprietățile și demonstrând că este triunghiul dreptunghi chisoscel, atunci vom avea încă un punct. E foarte bine să știm și baremul exercițiului și să ne gândim foarte, foarte bine înainte de a lucra exercițiul și a-l redacta, să ne facem o schemă logică, să știm ceea ce avem de scris, astfel încât să obținem un barem perfect. Și acum să ne amintim, pentru acest subiect, numărul 3, la partea de algebră, ceea ce am recapitulat din lecția aceasta. Ați observat că în subiectul de la început, numărul 1, aveam de identificat o ecuație și de rezolvat această ecuație. Deci iată că am reamintit puțin despre ecuații și am și lucrat puțin cu ecuația respectivă, vă amintiți. La subiectul următor am avut expresia algebrică care conținea câteva formule de calcul prescurtat. Deci ne aducem aminte de acele formule de calcul prescurtat pe care le-am învățat în clasele mai mici, a șaptea, și nu uităm să le repetăm mereu înainte de examen. Deci, iată că formulele de calcul prescurtat au fost recapitulate. Mai departe, ce era important să știu? Trebuia să știu câteva lucruri pentru reprezentarea grafică a funcției, și anume, trebuie să știu foarte bine condiția când un punct aparține unui grafic al unei funcții liniare, pentru că în clasa 8-a se studiază funcțiile liniare și nu uitați că este foarte important acest capitol și să nu îl neglijați, pentru că în clasele mai mari în liceu veți avea nevoie de aceste noțiuni elementare pe care le faceți referitoare la funcții. În cazul acesta am repetat pentru graficul funcției și cum desenăm acest grafic, și anume este important să știu că trebuie să am două puncte pentru a desena acea dreaptă. Apoi, intersecțiile cu axele de coordonate OX și OY, nu uit lucrul acesta, deci când vreau să determin punctul care se află pe OX, rezolv ecuația f de x egal cu 0 și găsesc soluția ecuației, și când vreau să determin punctul care se află pe ordonata OY, nu uit ce trebuie să fac, să calculez, pentru că abscisa fiind 0, f de 0. Nu în ultimul rând, am mai lucrat cu aceste calcule cu numere reale. Da? Deci e foarte important să știu în acest test de antrenament ce am punctat sau ce am repetat. Nu uit să mi-amintesc întotdeauna că în timpul examenului trebuie să fiu foarte concentrat, să nu mă gândesc la nimic decât la ceea ce am de rezolvat. Deci sfaturi pentru voi ar fi acesta. Încercați să nu lucrați foarte mult pe ciornă, să nu pierdeți timp pe ciornă cu a redacta foarte multe exerciții pe ciornă și apoi a le copia pe broșura care este de examen. Și nu în ultimul rând, sfatul meu este să încercați să vă încadrați lucrul respectiv într-un timp foarte, foarte exact. Și anume, pentru primul subiect ați avea nevoie cam de 20 de minute, pentru al doilea subiect ați avea nevoie cam de 30 de minute și rămâne subiectul final pe care îl vom lucra în următoarea lecție de geometrie, pe care vă sfătuiesc să îl terminați în 30 de minute. Vă doresc mult succes la examen. Lecția pentru astăzi de algebră sper că v-a fost foarte utilă. Fiți foarte atenți și nu în ultimul rând aveți încredere în voi. Vă mulțumim pentru atenție, pentru lecția de algebră de astăzi. Vă doresc numai bine, la revedere și vă mulțumim!
Asta a fost tot pentru această dimineață. Dacă nu v-ați trezit la timp, puteți revedea emisiunile noastre pe canalul de YouTube al Televiziunii Române sau pe site-ul tvr.ro. Suportul de curs îl găsiți pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR. Tot acolo veți găsi și alte informații utile despre școală și examene. Noi ne revedem luni de la ora 9, dar Teleșcoala continuă și după amiază de la ora 15, când avem lecții pentru elevii care se pregătesc pentru BAC. Zi frumoasă și succes la teme!